Având în vedere inepțiile aduse în spațiul public de membrii AUR, senatorul social-democrat mehedințeanul Liviu Mazilu a avut un discurs în Parlamentul României, în care a arătat încă o dată faptul că PSD susține cu toată forța protejarea copiilor din țara noastră și a familiilor care au nevoie de sprijin. De la bun început o să spun că noi, cei din grupul PSD, o să votăm pentru retrimiterea la comisie, deși argumentele pentru care o facem nu sunt aceleași. Eu cred că avem de a face astăzi cu o propunere de regulament al Consiliului Uniunii Europene, la care Comisia de Afaceri Europene din Senat a formulat o opinie. Nu se întâmplă foarte des ca în Comisia de Afaceri Europene să formuleze o opinie. De data asta a fost formulată o opinie. Și eu zic că e bine că s-a formulat această opinie, pentru că avem și noi o părere despre această propunere de regulament. Eu le reamintesc colegilor din grupul AUR că important e ca această opinie să ajungă acolo unde trebuie ca să poată fi discutată înainte de adoptarea regulamentului. Suntem într-o oarecare întârziere și bine ar fi ca retrimiterea să nu fie pe mai mult de o săptămână. De aceea îi și invit să formuleze opinii sau, mă rog, păreri, propuneri pertinente de mai multă fermitate în această opinie pe care să le discutați în Comisia de Afaceri Europene, evident într-un spirit european, dacă reușiți acest lucru. Noi suntem de acord cu retrimiterea la... Nu cred că veți avea o substanțială contribuție în acest sens, dar bun, vom vedea asta. Sigur, suntem deschiși la orice discuție în acest sens. Noi suntem de acord din alt punct de vedere. Am constatat cu surprindere săptămâna trecută că în spațiu public s-a rostogolit o minciună grosolană, o minciună ordinară, care spunea că noi, cei din PSD, suntem cei care dorim să separăm copilul de familie. Este vorba de legea promovată de Gabriela Firea și Ministerul Familiei, prin care tocmai asta era prevenirea separării copilului de familie, și când noi nu făceam altceva decât doar cu acordul familiei veneam cu niște măsuri în favoarea acelor copii. Ei bine, am avut surpriza să constat, și sigur mulți dintre colegii mei au primit un val de invective, mulțimea revoltată, unii dintre oamenii au ieșit în stradă, a creat multe emoție. Sigur, doar că toți acei oameni de bună credință, care sigur n-au avut nici curiozitatea să citească sau poate nici răbdarea, au fost manipulați grosolan de niște partide, așa zis noi, care doresc să facă un alt fel de politică, să schimbe clasa politică din România. Cum? Unele în mod direct, altele încurajând, pentru că au capitalizat politic și le-a convenit că se rostogolește această minciună în spațiu public. Eu îi invit pe colegii mei din Senat să-și amintească că la ocazia dezbaterilor din Senat n-au fost foarte multe controverse, că au depus amendamente care au fost dezbătute în comisii, că acea lege a fost retrimisă la comisii, că o parte din amendamentele dumnealor au fost aprobate pe acea lege și sper ca măcar pe acest cont să se abțină și să luăm o decizie corectă în conformitate cu interesele României, ale populației, și le spun în mod prietenesc să nu mai manipuleze pe cei care n-au capacitatea și nici cu interesul să pătrundă în esența lucrurilor doar de dragul câștigării unui infim capital electoral, care și acela este efemer. Vă mulțumesc!